cei care s-au născut în zodia Fecioarei vor avea între 19 și 20 martie preocupări legate de reechilibrare bănească. Cum să mai facă rost de niște bani, cum să evite niște cheltuieli, cum să compenseze niște datorii, cum să rezolve sau să amâne sau să facă în așa fel încât modul lor de viață să nu sufere și să nu intre în viața cotidiană într-o lipsă de lichidități, să rămână fără resurse pentru plățile curente. Între 20 martie seara și 22 martie, axa celor două case ale comunicării nu este armonică, stă sub un semn iritat și nemulțumit, cu frecvente răbufniri față de cei care nu se poartă, consideră ei, cum se cuvine. Nu vorbesc politicos, se poartă nedemn, discută anapoda, abordează chestiuni importante în mod fantezist, incorrect, nedemn, nedocumentat și toate aceste neîmpliniri pe ei îi supără și n-au chef să-și piardă timpul cu oameni care nu știu despre ce-i vorba în viață. Le pot ține acelora câte o lecție. Cum e bine să te porți, să te prezinți, să te îmbraci, să vorbești, să te adresezi, să argumentezi, ba chiar și să te cerți. Una peste alta, contextul, v-ați dat seama că nu este unul armonic, e țâfnos și contraproductiv de cele mai multe ori. Între 22 martie, seara, și 24 martie, o chestiune de ordin legal. Trebuie să se procedeze la ceva în familie, să se cadă de acord cu privire la un demers, la capătul căruia cei implicați trebuie să obțină o aprobare, o documentație, să se vândă sau să se cumpere o casă, un teren, un bun patrimonial de valoare. Să se obțină un câștig prin închiriere, usufruct, împrumut sau prin reabilitarea acelui obiect sau acelei case. Reparăm casa ca să o putem închiria și așa mai departe. Probleme care presupun administrare de bunuri, care presupun relații cu niște funcționari ai statului, cu instituțiile statului. Probabil că cei născuți în zodia Fecioarei sunt cei chemați să-și asume aceste treburi care nu sunt foarte plăcute, se pierde timp, e nevoie de răbdare. Sigur că vor fi și niște cheltuieli financiare. Depinde acum și pentru cine se înhamă. Dacă este vorba de părinți și de rudele foarte apropiate, e o chestiune și de datorie. Le cade în sarcină. Alte ori poate să fie vorba însă de niște rude mai îndepărtate și atunci se pune problema unui soi de înțelegere, de cooperare. Trebuie să fim de acord și unii și alții că e nevoie să facem într-un anume fel. Pentru aceste căderi de acord, cei născuți în zodia Fecioare însă nu au foarte multă disponibilitate să amâne, să aștepte, să umble cu delicatețe, cu cadouri, cu flori, cu lingușel, ca să-i facă pe aceia mai lesne de înțeles și mai plăcuți la dialog. Cei născuți în Fecioare vor fi destul de principial, dar și de tăioși și de categorici, vor pune piciorul în prag, vor explica situația și vor pretinde o reacție corectă și adecvată. Din 25 martie, unii dintre cei născuți în Fecioare vor deveni foarte principial cu copiii. Vor avea impresia că au fost îngăduitori, că au fost prea toleranți, că nu au fost vigilenți, că nu au fost atenți, că nu au controlat tot și iată s-a întâmplat ceva care îi nemulțumește și care le atrage atenția, fie că unul dintre copiii lor nu procedează bine, fie că ei înșiși nu au procedat din motivele adineauri amintite. Și atunci nu e vorba de prea multe cuvinte, se schimbă atitudinea. Ei devin mai riguroși, mai exigenți, mai prezenți în viața copiilor, îi obligă pe aceia să țină cont de niște norme, de niște principii, de niște reguli, de conduită, de mod de viață, de relații de familie, de respect, de autoritate, de conștientizarea datoriilor lor, de punere în practică a unor premise cotidiene. Trebuie să meargă la școală, trebuie să învețe, trebuie să se spele, trebuie să facă antrenament, trebuie să facă multe alte lucruri. Lucruri practice. Nu e vorba de distracție, de vacanță, nici de activități extrașcolare. Săptămâna le va aduce celor născuți în zodia Fecioarei beneficiul soarelui în casa a opta, a banilor și bunurilor. Dar prin asta le aduce sau le scoate, le pune în prim plan și o problemă importantă. Aceasta presupune implicare în niște preocupări care sunt mai importante decât fleacurile de care tocmai discutasem, care îi plictisesc și care îi aduc față în față cu niște rude care fac tot felul de
figuri, ca să pare interesant, dar de fapt vor să se derobeze de această activitate. Nu, începând cu 20 martie, cei născuți în Fecioară nu mai au cui să se adreseze, sunt singuri responsabili, singuri față în față cu legislația, cu instituțiile, cu un proces, cu un litigiu, cu o strategie sau chiar cu interesul material care îi motivează. Și e posibil ca până acum să nu fi fost foarte implicați. Poate că n-au cântărit, poate că nu i-a interesat. Poate că multe alte lucruri din viața lor nu au subliniat importanța, valoarea acelui bun, care trebuie acum recuperat, recăpătat, consolidat prin acte, documente, hotărâri judecătorești sau asupra căruia trebuie să facă demersurile necesare să intre în posesie. Chiar trebuie să intre în posesia lor, spre cunoștința tuturor, să nu mai fie o ambiguitate, de fapt e al meu, dar în acte e al altcuiva. Cunoașteți tipul acesta de relații de familie amestecate care strică, de fapt, buna armonie. E vorba de foarte multă rigoare, de radicalism, de hotărâre, de determinare, nu le lipsește fecioarelor și timp de o lună vor face foarte multe lucruri bune în vederea acestor recuperări, conservări sau recăpătări de bunuri. Să zicem înstrăinate, împrumutate sau în devălmășie. Foarte bună ar trebui să fie relația lor cu cineva, cu soțul sau soția, cu un partener de afaceri sau cu niște instituții de la care așteaptă dreptate și ajutor. Și pot primi acest ajutor. Pot să fie susținuți, pot primi hotărâri avantajoase, decizii profitabile sau să treacă prin niște momente la capătul cărora ei să aibă beneficiul unui contract, al unei înțelegeri, al unui parteneriat, o promisiune care să se adeverească. Nu este vorba de amăgire, nici de înșelătorie, dimpotrivă, este vorba chiar de o surpriză plăcută. Ei pot da la un moment dat peste niște persoane generoase, oneste de, n-o să le vină să creadă că e adevărat, despre niște persoane care să respecte principiile sau și mai mult, să intervină fără să-i cunoască, doar pentru că află despre ce este vorba și se ducă acolo pentru restabilirea ordinii, beneficiar fiind cel din Fecioară, care va asista la un fel de a se face dreptate, fără ca el să o ceară sau să intervină, pentru că uneori va fi peste puterile lui și se va mira cum a fost posibil acest lucru, cum a apărut acea persoană, cum a intervenit, cum s-a implicat, cât de meșteră, cât de profesionist a fost în inițiativa ei.